m-am gândit astăzi să vorbim despre un subiect ce sunt sigură că vă interesează pe toate, pe noi fetele în mod special, sau de ce nu chiar și pe băieți, și este vorba despre epilarea definitivă. Dacă este definitivă, dacă doare, dacă nu doare, dacă dă rezultate, ne mai crește părul, nu ne mai crește părul, e ok, facem cancer dacă facem epilare definitivă, și alte mituri de genul ăsta pe care le-am auzit peste tot și care m-au șocat că mai există în 2020. Ideea cu epilarea definitivă e una simplă. Ori faci epilare definitivă cu laser, ori nu mai faci deloc. Eu am mai încercat în trecut și epilarea definitivă cu ipele și, din păcate, nu mi se pare atât de definitivă, precum îi spune numele. Epilarea definitivă cu laser este cea mai bună și epilarea definitivă cu laser diodă este cu adevărat foarte, foarte bună și are rezultate imediate. Am apucat de epilarea definitivă la SkinMed Spa, la clinica unde eu merg de fiecare dată când vreau să fac un tratament cosmetic, când vreau să am grijă de fața mea, când vreau să fac un tratament corporal, pentru că cei de acolo au și tratamente corporale, iar eu sunt fană tratamentului LPG, dar asta este altă discuție, rămânem pe epilarea definitivă. Și am vrut din suflet să mă apuc de epilarea definitivă pentru că nu suport ideea de nu pot să merg astăzi la piscină pentru că sunt între ședințele de epilare, aoleu, mi-a crescut părul pe picioare și se vede, mi se pare inconfortabil, mi se pare inestetic, știu că sunt o grămadă de păreri și că sunt și persoane care încurajează să rămâi natural așa cum te-a lăsat Dumnezeu, dar până la urmă cred că treaba asta cu epilarea definitivă și cu a avea grijă de noi arată o iubire față de sine până la urmă și atunci ar trebui să acordăm o mai mare atenție. Și mi-am spus eu mie că trebuie să fac cumva ceva să scap de chinul epilării, pentru că mi se părea și dureros, pentru că mi se părea și greu, pentru că mi se părea și inconfortabil și, în fine, motivele le știți și voi de altfel. Și am mers la SkinMed Spa și le-am spus celor de acolo să-mi explice puțin despre toată treaba asta cu epilarea, care sunt diferențele, iar ei mi-au spus că epilarea cu laser este cea mai eficientă și aparatul pe care ei îl au acolo este unul extrem de bun. Am citit și despre subiectul principal, am mers și am început ședințele de epilare pe tot corpul, am zis că dacă mă apuc de o treabă, să mă apuc. Ce e foarte important de reținut este că cei de la SkinMed au tot timpul oferte avantajoase pe care voi le puteți lua, le puteți folosi și ieșiți chiar bine. Știu că nu este un tratament foarte, foarte ieftin. N-aș spune nici că e costisitor, pentru ceva ce durează o viață. Nu este deloc dureros. Treaba asta cu durerea, mie personal, cred că este o treabă subiectivă și mi se pare un pic exagerată. Nu doare nici măcar atât cât doare atunci când te epilezi cu ceară sau când te epilezi cu un epilator acasă. Nu, durerea chiar nu există. Durează super rapid. Eu cred că într-o oră și un pic sunt gata pe tot corpul. Mâini, picioare, inghinal, axilă sunt... Gata, îmi place treaba asta când trebuie să stau foarte mult și nu stau acolo o grămadă de timp. Se merge undeva la 4 săptămâni în primele 4 ședințe și după timpul dintre ședințe crește, ajungând chiar și la 6 săptămâni, eu în prezent merg la 6 săptămâni. Am ajuns la ședința de epilare cu numărul 6, urmează să fac pe a 7-a. Ce e foarte important de reținut este că la momentul ăsta nu mai epilez între ședințe pentru că nu mai am ce epila. Nici nu-mi vine să cred că spun treaba asta. Da, nu mai am absolut deloc păr. Recunosc că se mai întâmplă uneori, uite, am un fir aici și cred că un fir aici, să mai crească câteva fire răzlețe pe care cumva aparatul nu le prinde în totalitate sau le prinde mai târziu și atunci alea cresc cu întârziere. Dar nu e nevoie să vă epilați. Merg la filmări, merg la shooting-uri, credeți-mă că nu aș glumi cu treaba asta, chiar nu am nevoie să mă epilez între ședințe. Și nici nu știți cât de bine e să nu mai am grijă asta. Aoleu, trebuie să mă epilez. Aoleu, se vede puțin. Nu, este ceva fantastic. Pielea este tot timpul fină. Și ce e foarte interesant la laser este că dacă aveți probleme cu foliculita, cu diverse, nu știu, imperfecțiuni pe picioare, coșuri, puncte și așa mai departe, cumva ele se tratează în timp ce tu faci epilare definitivă. Aspectul pielii tale se va îmbunătăți. Total. La cât timp încep să se vadă rezultatele? Să știți că rezultatele se văd inclusiv de la a doua ședință, la modul că o să observi că părul tău e undeva se rărește, nu mai crește la fel de tare, nu mai crește la fel de mult, crește în continuare, dar într-un ritm mult mai lent. Undeva pe la a treia, a patra ședință o să existe un pulseu de
păr, mi s-a părut că dintr-o dată îmi crește părul extrem de repede. Chiar le-am întrebat pe fete dacă are vreo legătură că eu luam în momentul acela niște suplimente pentru păr și mi-au zis că e posibil să aibă o legătură, dar nu directă, pentru că oricum între ședința 3 și 4 există un puseu în care cumva tot părul crește puternic pentru ca mai apoi să se diminueze și pot spune că de la ședința a 5-a părul nu a mai crescut deloc, dar deloc între ședințe, ceea ce mi se pare raiul. Raiul pe pământ, ăsta este, iar fetele mă înțeleg total, sunt convinsă. Așadar, dacă ar fi să aleg între epilare cu IPL și epilare cu laser, v-aș spune în mod cert să nu investiți și să nu vă chinuiți cu epilarea cu IPL, pentru că, din păcate, dă rezultate doar pe moment. Epilarea cu laser mie mi-a arătat și din ce am studiat și eu am citit și am și auzit la rândul meu feedback, cea cu laser este de 1000 de ori mai. Vă recomand din suflet clinica Skin Medio, acolo îmi fac epilarea definitivă. V-am spus, aparatele cu care lucrează sunt unele de înaltă calitate. Se lucrează cu laser dioda, este cea mai avansată tehnologie în epilarea definitivă și vă recomand din suflet și poate de ce nu ne și vedem pe acolo. Cam astea ar fi impresiile mele despre epilarea definitivă după 7 ședințe. Urmează să fac pe 7-a, 6 ședințe. V-am spus, în momentul ăsta părul meu nu mai crește și sunt extrem, extrem de fericită. N-aș ști să vă spun exact câte ședințe aveți nevoie, pentru că depinde de firul de păr, însă, v-am spus, de la ședința a patra o să trebuiască să le faceți undeva la 6 săptămâni. Las mai multe detalii despre clinica SkinMed și dacă aveți întrebări, vă rog din suflet să mi le lăsați în comentarii și promit că o să răspund la ele. Ce să zic, sunt foarte fericită că am ales epilarea definitivă și că nu mai am. V-am pupat și vă aștept comentariile.